adică ALDE, formațiune europeană, împreună cu Coaliția Renaissance din Franța și din România, adică Alianța 2020 USR+. În total, liberalii și democrații europeni ar avea 107 mandate. La mare distanță, pe locul 4 se situează Verzii cu 70 de locuri în noul Parlament European. Apoi, la egalitate, cu 58 de mandate, conservatorii și reformiștii, dar și Europa Națiunilor și a Libertății. Aceștia din urmă sunt partide extremiste precum Adunarea Națională din Franța sau Liga din Italia. Per total s-a înregistrat mai ridicată prezență la vot din ultimii 20 de ani, 51%. Cei mai mulți votanți în Belgia, 89%. Mai scăzută prezență în Slovenia, 28%. Numărând și voturile din diaspora, România se află în prima jumătate a votanților europeni, cu 51%. Este surprizele la nivel național și acesta ne face acum un rezumat. În Germania, Uniunea Creștin-Democrată, CDU și filiala sa bavareză CSU s-au clasat pe primul loc în alegerile europarlamentare, dar în scădere cu 7% față de alegerile europene trecute. În Franța, partidul extremist al lui Marine Le Pen s-a clasat pe primul loc cu aproape 1% sub formațiunii președintelui Emmanuel Macron. În Marea Britanie, Farage, care se pronunță pentru o ieșire fără acord din Uniunea Europeană, a câștigat decisiv cu peste 31%.